seara și bine v-am regăsit! Sunt Carmen Gârbea și vă invit să urmărim împreună știrile Gazeta de Sud. Incendiu în această după-amiază pe strada Brestei. Ce s-a întâmplat, vă spunem în jurnal, imediat după titlurile ediției. Astăzi s-a împlinit un an de când Alexandra Goghez, o tânără de 17 ani, a fost găsită moartă în parcul Nicolae Romanescu. Cauza decesului este încă necunoscută. Fetița de 9 ani, care s-a necat luni în Jiu alături de două surori și fratele mai mare, a fost găsită astăzi. Craiovenii vor rămâne timp de 6 zile fără apă caldă. Un incendiu a izbucnit în această după-amiază la o gospodărie de pe strada Brestei. Flăcările au cuprins mai întâi două anexe, după care s-au extins la casă. În scurt timp au luat foc și două mașini aflate în curtea vecină. Din fericire, nu au existat victime omenești, ci doar pagube materiale. Pompierii doljeni au intervenit cu trei autospeciale la incendiul care a izbucnit la gospodăria de pe strada Brestei. Au ars mai întâi două anexe din curte, apoi focul s-a extins și la acoperișul casei, care a ars pe o suprafață de 80 de metri pătrați. Pompierii nu au găsit pe nimeni acasă. Flăcările au ajuns și la două autoturisme parcate în curtea unui vecin. Unul a fost distrus în proporție de 70%, iar altul, precum și o rulotă, au suferit avarii mai mici. Dezastru, ars o mașină, am ars ce mai... Rulota, nu știu, rulota dacă... Rulota! Asta este, neglijența unor vecini. Ars o rulota, ars o... Te fac la un moment dat să disperi, da? Materiale de copii. Asta este. Aveați asigurare? Asigurare pentru că nu locuiam, nu avem, pentru că nu avem clădire, numai autoturismele. Un Jeep Cherokee, XJ, o rulotă, pompierii salvară o solență care este în stradă și bine că nu sunt victime omenești. Vecinii nu știu sigur cine locuia în casa respectivă, dar presupun că o femeie în vârstă care se întorsese recent de la copii din Franța. El a fi murit prin Franța. Stătea cineva în casă? Păi că a venit nevoastră acum vreo două săptămâni. Iar fi fost aici, dar unde i-au scos-o, nu. De ce l-au foc dacă nu stătea nimeni? Stătea poate cineva. Ori un om de încredere, ori proprietarea asta, dar e în vârstă, nu mai umblă pe stradă, nu vedem. Pompierii urmează să stabilească de la ce a pornit focul. Astăzi s-a împlinit un an de când Alexandra Goghez, o tânără de 17 ani din comuna Goiești, a fost văzută pentru ultima oară în viață. Lucra la terasa Ciobănașul din parcul Nicolae Romanescu, de unde a plecat către casă în noaptea de 28 iulie 2015. Nu a mai ajuns niciodată, iar cadavrul ei a fost găsit două săptămâni mai târziu într-o zonă cu vegetație bogată din parc. Până acum, anchetatorii nu au reușit să stabilească dacă Alexandra a fost ucisă, iar cauza decesului este încă necunoscută. Alexandra era în vacanță, fiind elevă în clasa 10-a la Colegiul Național Gheorghe Chițu din Craiova. Când era în oraș, locuia la unchiul său, într-un apartament din cartierul Brazda lui Novac. Din noaptea de 28 iulie spre 29 iulie 2015, fata nu a mai fost văzută, iar colegii de la terasa Ciobănașul au povestit că, de obicei, Alexandra pleca singură de la terasă pe o alee principală către ieșirea din parc de pe Bulevardul 1 Mai. Numai că în seara de 28 iulie a plecat pe o alee lăturalnică, care duce spre spatele parcului, iar de atunci nu a mai fost văzută în viață. Pe 29 iulie, părinții Alexandrei au venit la terasă și au întrebat de ea, iar o zi mai târziu au anunțat poliția, au pus afișe prin oraș și au început să se roage să nu i se fi întâmplat ceva rău. Reprezentanții IPJ Dolj au precizat că în urma sesizării depuse de familia Goghez, au făcut verificări la domiciliul temporar din Craiova și au căutat-o chiar și în parcul Romanescu. Nu au reușit însă să o găsească. Trupul neînsuflețit al Alexandrei a fost găsit din întâmplare de un craiovean pe data de 15 august, într-o zonă cu vegetație mai bogată din parcul Romanescu, la câteva sute de metri de terasa Ciobănașul. Cadavrul era în stare avansată de putrefacție și fusese devorat de câini. Părinții fetei au recunoscut-o după obiectele vestimentare.
Cazul a fost preluat de procurorii parchetului de pe lângă tribunalul Dolj. La un an de la dispariția Alexandrei, cercetările anchetatorilor nu au făcut încă lumină în acest caz. Nici măcar cauza decesului nu a putut fi stabilită. Astfel, în raportul medico-legal întocmit de medicii legiști, se precizează că nu a putut fi stabilită cauza medicală a morții din pricina stării avansate de putrefacție a cadavrului. De altfel, medicii legiști nu au descoperit leziuni osoase sau alte leziuni vizibile care să indice o cauză a decesului. Nici analizele histopatologice nu au adus informații relevante, așa că, deocamdată, anchetatorii nu știu care este cauza morții adolescentei de 17 ani. În ceea ce privește autorul sau autorii unei fapte de omor, anchetatorii susțin că până în prezent au fost audiate peste 100 de persoane și a fost solicitată efectuarea mai multor analize genetice, însă rezultatele au fost irelevante și nu au dus la identificarea cu certitudine a unei persoane. De asemenea, procurorii doljeni au mai explicat că a existat și există în continuare un cerc de suspecți care însă se modifică în permanență în urma administrării altor probe. Dosarul la care faceți referire este încă în lucru, se administrează probe în continuare, luăm în calcul toate posibilitățile, au precizat reprezentanții parchetului de pe lângă tribunalul Dolj. Până în prezent, în dosarul în care se fac cercetări privind moartea elevei Alexandra Goghez, s-au adunat aproximativ 1200 de pagini împărțite în 3 volume. Rămâne de văzut dacă ancheta va mai dura încă 3 luni, un an sau 5, până când se va afla în ce condiții și-a pierdut viața Alexandra. Fetița de 9 ani, care s-a necat luni în jiu alături de două surori și fratele mai mare, a fost găsită astăzi. Trupul neînsuflețit al copilei a fost scos din apă de un echipaj al ISU Dolj în zona satului Vârâți, ce aparține comunei Podari. În prezent continuă căutările pentru găsirea ultimei fete dispărute, cea de 13 ani. Un echipaj de căutare-salvare din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dolj, dotat cu barcă pneumatică, a reușit astăzi să găsească trupul neînsuflețit al uneia dintre cele două surori înnecate în râul Jiu, în apropierea comunei Podari. Potrivit pompierilor, fetița a fost găsită în zona Vârâți și a fost identificată de familie ca fiind cea în vârstă de 9 ani. Alături de ea au mai pierit pe 25 iulie două surori de 12 și 13 ani, precum și fratele lor de 22 de ani. Fetița de 12 ani și tânărul au fost găsiți chiar în aceea zi după mai multe ore de căutări. Echipajele de căutare-salvare continuă căutările pentru găsirea ultimei fetițe care încă este dispărută, cea de 13 ani. Toți patru s-au deplasat pe 25 iulie la Jiu în jurul orelor prânzului pentru a se scălda, dar au fost înghițiți de ape. O altă fetiță de 10 ani a reușit să scape și a alertat familia care a sunat la 112. Craiovenii vor rămâne timp de 6 zile fără apă caldă la robinete. Se va întâmpla în perioada 1 august de la miezul nopții până pe 6 august ora 18. În acest interval, Complexul Energetic Oltenia, sucursala Electrocentrale Craiova 2, va întrerupe furnizarea agentului termic pentru prepararea apei calde menajere. Este vorba despre o întrerupere care se face anual pentru executarea lucrărilor de mentenanță planificate la rețeaua de termoficare. Tehnica dentară a fost anul acesta cea mai căutată specializare din cadrul Universității de Medicină și Farmacie din Craiova. Conform rezultatelor afișate aseară, ultima medie de intrare a fost 9,82. Pe de altă parte, la Moașe, cel din urmă admis a luat 6,9. Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova a organizat ieri examen de admitere pentru ultimele 4 specializări. La tehnica dentară s-au înscris 92 de candidați pe 9 locuri, iar ultima medie de intrare a fost 9,82. Concurența a fost și la asistență medicală, cu peste 250 de candidați pe 29 de locuri. Cel din urmă admis a fost notat cu 9,78. De menționat este faptul că primii 4 însă au reușit să obțină punctaj maxim. La balneofizio-kinetoterapie au fost 3 pe loc și s-a intrat cu 8,81. Cea mai mică medie de admitere s-a înregistrat la Moașe, 6,90, și au fost mai puțin de 2 candidați pe loc. Cât privește celelalte specializări din cadrul universității pentru care s-a dat examen, la medicină dentară ultima medie a fost 8,92, la medicină generală 9,31, iar la farmacie 9,51. Cei care au intrat la locurile cu taxă vor plăti în fiecare an între 4.000 și 6.500 de lei, în funcție de specializare. Administrația Națională de Meteorologie a emis astăzi o informare de caniculă și disconfort termic pentru intervalul 28-31 iulie.
În regiunile extracarpatice, valul de căldură se va extinde și se va intensifica. În zonele de câmpie și podiș din Oltenia, Muntenia, Moldova și Dobrogea, la orele prânzului local, se vor înregistra temperaturi maxime de 36-37 de grade. Pe timpul nopții vor fi în jur de 20 de grade Celsius. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură umezeală va atinge și chiar va depăși pragul critic de 80 de unități în câmpia română. Pe de altă parte, instabilitatea atmosferică va fi temporar accentuată. Local se vor semnala averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și posibil grindină, joi și vineri, mai ales în regiunile vestice, nordice și centrale, și sâmbătă și duminică, îndeosebi în est, centru și zona de munte. Românii care au fost în vacanță în țări unde există riscul contractării unor boli infecțioase nu mai pot dona sânge pentru câteva luni sau mai mult câțiva ani. Motivul este acela că bolile cu perioada de incubație mare nu pot fi depistate imediat prin teste. În legea 282/2005 este prevăzut modul de organizare a activității de donare. În cazul celor care călătoresc în țări în care se expun unor boli infecțioase, sunt luate măsuri speciale. Astfel, la întoarcere, ei nu pot dona sânge pe o perioadă cuprinsă între 6 luni și 3 ani. Medicii ne explică de ce. Există o serie de boli, în special virale, care au perioade de incubație de la 3 luni la 6 luni și acest lucru nu poate să fie detectat prin testele serologice obișnuite pe care le utilizăm noi. Și atunci există un risc foarte mare ca, spre exemplu, cei care vin dintr-o zonă în care este virusul West Nile, deci cel care transmite encefalite, da? Cel care, și care se transmite prin țepături de insecte, sau care vin din zone în care malaria este endemică, sau în alte zone cu risc din punct de vedere al bolilor infectocontagioase. Deci, în asemenea situații, există o perioadă de incubație în care testele noastre serologice, pentru că ele se folosesc de regulă pentru triaj, nu pot să depisteze boala. În sensul că organismul respectiv nu produce suficient de mulți anticorpi sau variații anticorpi care să ne permită să punem diagnosticul prin pozitivarea acestor teste. Și din acest motiv, deci sunt înlăturați sau sunt ținuți sub beneficiu, să spunem așa, da? Potrivit aceleiași legi, cetățenii străini nu pot dona sânge decât dacă locuiesc în România de cel puțin un an. În aceea situație se află și românii care se mută dintr-un oraș în altul. Pentru a putea dona sânge, ei trebuie să aștepte de asemenea 6 luni. Chiar dacă, spre exemplu, în Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Craiova, numărul donatorilor eligibili este tot mai mic. Primăria municipiului Craiova anunță restricții de circulație în centrul orașului. Prima pe 29 iulie pentru desfășurarea manifestărilor dedicate Zilei Imnului Național. Cea de-a doua va fi pe 1 august în vederea derulării unor activități specifice organizate de Batalionul 116 Sprijin Logistic. Pe 29 iulie, între orele 8 și 10, se va închide circulația rutieră pe mai multe sectoare de drum. Strada Alexandru Ioan Cuza, sectorul cuprins între intersecția cu Strada Unirii și intersecția cu Strada Arieș, Strada Unirii, sectorul de drum cuprins între intersecția cu Strada Mihai Viteazul și intersecția cu Strada Ai Cuza și Strada Popa Șapcă. În acest interval se vor desfășura manifestările dedicate Zilei Imnului Național. De asemenea, pe 1 august, între orele 8:30 și 12, se va închide circulația rutieră pe Strada Unirii, sectorul de drum cuprins între intersecția cu Strada Mihai Viteazul și intersecția cu Strada Ai Cuza. Restricția se impune pentru derularea unor activități specifice organizate de Batalionul 116 Sprijin Logistic. În condițiile în care mașinile staționate în zonă obstrucționează buna desfășurare a evenimentelor, acestea vor fi ridicate și relocate în amplasamentele din apropiere. SC Salubritate Craiova SRL desfășoară în perioada 30-31 iulie a patra etapă a dezinsecției din acest an pe domeniul public. Intervenția se va realiza prin pulverizare aeriană dimineața, în intervalul orar 6-12. Sunt vizate lacurile din Parcul Nicolae Romanescu, Grădina Botanică, Hanul Doctorului, Tanchiștilor, Valea Fetii, Făcăi și Valea Șarpelui. De asemenea, se va acționa în parcuri și în zonele verzi din cartierele orașului. Suprafața totală pe care se va face dezinsecția este de 780 de hectare. Graficul intervenției ar putea suferi modificări în funcție de condițiile meteorologice existente. Produsul folosit în cadrul acestei intervenții este Supertox, substanță cu spectru larg de acțiune din grupa a treia de toxicitate, avizată de Ministerul Sănătății. Am ascultat-o în ultimii ani la concerte, ne-a plăcut și am cântat-o alături de trupa No Antidote. Este vorba despre o piesă cu mesaj, Who You Are, care are acum și un videoclip. Lansarea acestuia va avea loc vineri la Casa de Cultură a Studenților din Craiova. Open your heart to me.
Trupa craioveană No Antidote lansează un nou videoclip. Piesa câștigătoare este Who You Are, compusă acum mai mult timp, dar reorchestrată. Mesajul a rămas însă același. E important să ne aducem aminte cine suntem cu adevărat. Este reorchestrată, reînregistrată, noua componență cu Răzvan și cu Diana. Se observă amprentele lor pe piesă. Este o piesă cu mesaj. Este o piesă care noi am considerat că merită videoclip, nu este doar o piesă care, nu știu, să aibă un clip pur și simplu. Concertul de lansare a videoclipului piesei Who You Are va cuprinde și câteva surprize. O să fie un show live în două reprize, o pauză, o mică pauză și da, o să fie și niște proiecții ceva, plus videoul la începutul celei de-a doua reprize. Concertul live va avea loc pe 29 iulie, începând cu ora 20, la Casa de Cultură a Studenților din Bănie. A venit momentul informațiilor meteorologice. Vreme foarte caldă în următoarea perioadă, în Oltenia. Mercurul din termometre va indica la noapte 19 grade Celsius, mai puțin la Drobeta, Turnul Severin, unde vor fi 20 de grade. Mâine se vor înregistra 32 de grade Celsius la Târgu Jiu, 34 la Craiova, 35 la Calafat și 36 de grade Celsius la Corabia. Cerul va fi senin în toată regiunea. Știrile se încheie aici, urmează în câteva momente jurnalul sportiv. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă invit să rămâneți în continuare alături de Alege TV. La revedere!